Pe mine oarecum mă surprinde menționarea în discursul public a oficialilor 100 de zile, sintagma asta, pentru că ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar în Republica Moldova este similar cu răsturnarea unei garnituri cu sulf în mijlocul orașului. Respectiv, toată lumea ar trebui să umble în combinezoane de protecție și să găsească soluțiile și făptașii care au făcut această diversiune pe plan național și care au afectat practic tot. Respectiv, degeaba vorbim noi despre implementarea bucheristă, literă cu literă, a planului de acțiune, atunci când însăși conținutul instrumentului de transformare a societății moldovenești într-o anumită măsură a fost afectat. Și de ce a fost afectat? Nu doar prin inacțiune sau acțiunea oficialilor, ci prin efectele pe care le-au avut asupra încrederii populației.